Să înțelegeți live, adică în momentul ăsta, că eu nu văd. Bună dimineața, dragilor și dragilor, cred, pentru că nu-s convins că... A, ba da, sunt live. Bună dimineața, dragilor și dragilor, multibiților și stigmaților. Bine, ne revedem la o... Am văzut, bre, am auzit, ok, relax. Mamă, ce bat ăsta în perete. Ești live, bă! Ne vedem la o nouă ediție a 24 de titluri live pe Facebook împreună cu colegii din regie, regia de emise, da? Și împreună cu toți cei care sunt, urmează să fie, care se chinuie în momentul ăsta să intre în legătură directă cu Roman 24 online, adică noi. Explicați-mi, vă rog, o chestie pe care nu reușesc să o pricep. Când afară sunt 34 de grade Celsius, când oamenii transpiră respirând doar, cum se poate, bună dimineața, Liliana, cum se poate să fiu eu super răcit? Eu nu pricep. Bă, nu înțeleg chestia asta. Avem aer condiționat, dar condiționat de vremea de afară, de temperaturile de afară. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, Mihai, bine ai venit. Hai să ne adunăm și astăzi. Care are cafeaua? Să ridice două degete. Am băut deja două cafele astăzi. Am timp să mai beau câteva. Dar s-a răcit mai de mult, Ovidiu, nu? Am două săptămâni de când tot cu răceala în glandă, nu știu ce naiba. Oi muri, dracu, dacă mor, să veniți la mine la incinerare, că n-am de gând să fiu mormântat, da? Și să faceți bancuri. Să ziceți bancuri și să faceți glume. Suntem în minunata zi de 22 iunie, se apropie finalul... Se apropie finalul lunii iunie, cireșar, parcă, nu îi zice lunii ăstea. Eu n-am mâncat nici măcar o cireașă anul ăsta. Mi-am propus să o las mai moale cu fructele, deși ele sunt recomandate, ci că, cum se zice la american, nu, un măr pe zi ține doctorul departe. Eu mă întreb ce se întâmplă dacă îți rupe o mână și mănânci un măr. N-ajunge ăla, eu aș vrea să te ajut, dar nu pot, ai mâncat mere, așa ai, da. N-am cum, frate, să vin să-ți pun mâna în gips, că ai mâncat mere, trebuie să stau la distanță. O văd că pe zi îi ține departe, da. O văd că pe zi îi ține pe toți cei din jurul tău departe. 22 iunie, repede în istorie, hai, scurt, la Paris, România remite oficial cererea de readerare la Uniunea Europeană, e o mare greșeală pe care a făcut-o România. Am aderat la Uniunea Europeană de parcă nu ne mergea prost și înainte. Acum ne merge prost, dar ne merge prost obligatoriu. Înainte ne mergea prost, că așa mergea la noi, dar acum suntem obligați să ne meargă prost. A apărut la București în 92 sub conducerea redacțională lui Ion Cristoi, primul număr al cotidianului Evenimentul Zilei. Începe operațiunea Barbarossa în cel de-al doilea război mondial și deja m-am dus prea departe. Infanta Beatriza a Spaniei s-a născut astăzi, în 1909. Hello, Lydia! Sărmâna! Prințesa Cecilia Suediei, bă, frate, cită prinți, prințese... Bill Gates s-a născut... Bill Gates, Bill Blass, am citit ca prostul. Da? Bill Blass, celebru creator de modă, Vlad Mugur, regizor român de teatru, s-a născut tot pe 22 iunie, Cyndi Lauper, Bruce Campbell, Rodion Cămătaru, fotbalist, când aveam așa ceva, fotbaliști. Cine s-a mai născut azi? Atât. Dan Brown, scriitor. Cum era să sar peste Dan Brown? Dan Brown, scriitor american, pe care vi-l recomand cu succes. Am avut, Judy Garland a murit în 69 pe 22 iunie și cam atât. Astăzi nu-s decât sărbători religioase, în fine, nu sărbători, sunt sfinți. Sfinții John Fisher, da? John Fisher și Thomas Morus, patronul politicienilor în calendarul romano-catolic. John Fisher. E sfânt. Bun. Astea s-au întâmplat pe 22 iunie de-a lungul vremii. Începusem cu fotbalul. Știți că n-am intrat, n-am mai făcut emisiune nici luni, nici marți, după ce a pierdut cu succes
Ce a pierdut România acolo? N-a pierdut România, de fapt, aici nu reușesc să înțeleg de ce lumea zice: bă, frate, ne-ați făcut de râs, v-ați făcut voi singuri de râs. Dacă eu, dacă joc fotbal, joc la valoarea pe care o am eu, de exemplu, Ovidiu, dacă ar juca fotbal, sau uite, Lidia, dacă ar juca fotbal, că toți suntem pe net, pe Facebook împreună, dacă am jucat noi trei fotbal, am jucat la valoarea noastră. Acum nu știu cum joacă Ovidiu, da? Dar eu joc prost, cu siguranță. Ultima oară când am vrut să dau piciorul în mână, era să-mi fracturez piciorul celălalt lovindu-l cu dreptul, adică, da? Ovidiu are valoare. Noi am jucat la valoarea noastră, ceea ce probabil și fotbaliștii din echipa națională a României au făcut, au jucat la valoarea lor, care este, da? Aia e valoarea lor. Ne așteptăm la mai mult de atât. Mi-a plăcut punctul ăla de vedere care a zis: băi, știi care e faza? Noi știm că sunt fotbaliști proști. Nu e noutate. Am văzut. De unde știm că sunt fotbaliști proști? Nu au mai câștigat, nu mai știu de când. Tot pe alături. Și atunci la... ok, Lidia joacă bine fotbal. Eu joc prost. Vă zic de pe acum. N-am ce treabă cu sportul. Deci la cine așteptam? Să ne bucure cumva? Păi hai să ne gândim puțin. Care sunt bucuriile poporului român? Ce s-a întâmplat care să bucure poporul român în ultimii 15 ani. Hai să punem 15 ani. Da? Și nu punem aici zilele de naștere sau nunțile din familie sau... Nu, pentru nație, pentru popor. Ce s-a întâmplat în ultimii 15 ani care să bucure popor? Nimic. Totul ce s-a... Eu nu sunt eu acum fatalist sau negativist, dar chiar nu s-a întâmplat nimic care să ne bucure, să ne dea și nouă ideea că, bă, mergem spre bine. Nu! Anul 2015-2016, anul fiscal, a fost declarat anul cel mai bun economic în România. Ghiciți ce s-a întâmplat? O să am o știre. Și în anul ăsta, sărăcia a crescut. Ăsta e anul cel mai bun fiscal. Și sărăcia a crescut. Poftiți! Deci nu ne înțelegem. Haideți să vorbim. Bună dimineața, Alin. Bine ai venit, Mihai. Sănătate. Ce se întâmplă de fapt? Sunt unii oameni care fac averi, au făcut 100 de kilometri, de ce au făcut 100 de kilometri, Iuliana, să rămână? Au făcut 100 de kilometri de autostradă în ultimii 15 ani, eu nu știu cât s-a făcut. Habar n-am. Dar mă îndoiesc că au făcut 100 de kilometri. Și dacă au făcut 100 de kilometri și pe urmă s-au stricat 150. La câteva săptămâni. În ăștia 15 ani au făcut averi fantastice, fantastice, niște personaje care nu aveau averi fantastice. Bună dimineața, Diana. Nu le aveau. Hai să vedem. Averile fantastice cresc, nivelul de trai a populației scade. De ce? Pentru că averile lor cresc din banii noștri. Practic, noi contribuim la averile lor. Nu direct. Noi contribuim către fondul ăsta, noi contribuim către buget, cu toții, prin taxe, impozite, etc., etc. Da? Banii ei undeva dispar, ghilimele, dispar și brusc cresc niște averi. Deci, practic, noi suntem proști. Știm, conștientizăm cu toții treaba asta. Da? Nu se poate să nu-ți pui o întrebare, un semn de întrebare. Bă, frate, banii mei, unde dracu să duc? Că plătesc taxa de drum, dar nu văd drum. Că plătesc la APASER niște servicii, dar nu văd servicii. Că plătesc internetul, dar nu văd internetul. Că plătesc curentul electric, dar pică lumina. Totuși, banii ăștia undeva se duc. Unde se duc? Ei, cineva face curul mare, frate. Sau soro. Sau vere. Sau bro. Cineva face curmare, face avere, că altfel nu se explică. Pă, plătești niște politicieni care trebuie să facă cumva să întoarcă banii aia și spre populație. E, plătești politicianul respectiv, banii nu se mai întorc. De ce? Să opresc la el. Și noi știm toată chestia asta, noi știm, conștientizăm și ce facem? Vine ziua de vot. Singurul moment în care poți să dai cu ei de pământ, să-i apuci de gât, da? Și să dai cu ei de pământ și atunci te duci la grătar. Ăla e momentul. Singurul moment în care ai și tu o țâr de putere.
țărucă de putere și în loc să te duci să faci o mișcare de 10 cm, că nu-ți ia mult, uite atât, ai poc să pui o ștampilă, te duci la grătar. Pasă, mă, că votează alții. Și după aia ai 4 ani în care să urli spre televizor că hoții ne fură! Da! În buzunar la hoți, da, de amigdalite să cheamă Bogdan, neața, Bușe. Mihaela, neața. Băi, sper că beți cafea. Că dacă nu beți cafea, degeaba vă uitați la chestia asta. Emisiunea asta merge cu cafea. Vă zic de pe acum. Da, și am început de la fotbal. Vă dați seama unde am ajuns? Așa. Și vă spuneam că mi-a plăcut un punct de vedere luat de pe net. Am amigdalele, mă. Mă, mi-e place, știi, ăsta care comentează, Roman24 online care comentează, e colegul de dincolo, da? Și eu vorbesc cu el acum așa. Am. Nu-i scos nimic din mine. Tot la locul lui, adică chiar n-am nicio problemă. Creierul nu-s convins că-i întreg acolo, dar nu mă plâng. Plecasem de la fotbal. Diana bea cafea și creierul e la locul lui tot. Așa, plecasem de la fotbal. Spusese cineva la un moment dat, băi, vina nu este neapărat a ăstora care îi antrenează, vina nu este a lor, pentru că asta le e valoarea, mai mult de atât nu se poate. Parțial este și vina presei, mă. Că presa în România de o vreme, ca să amorțească cumva creierul, mintea românilor, presa prezintă și le dă numai porcării. Dar numai. Emisiuni care se, despre care putem pune cu toții mâna în foc că-s făcături de la A la Z, gen mireasă pentru fiul nurorii cu mătrii mamei mele, fermier caut o oiță pierdută da, în munți, etc., etc. Și oamenii așa și le curg balele în fața televizorului. Ați văzut vreodată niște persoane care se uită la televizor? Și n-am să spun de antene sau de alte alea, că, da? Dar genul ăla de oameni care stau să uită așa, ochii tulburi, mă, o privire de aia pierdută și le curge din colțul gurii. Acolo se oprește civismul. Da? Le curge din gură. Corect? Presa are, ia, talentul ăsta de a face din căcaturi. Și nu mă feresc să spun cuvinte de astea. Cine m-a urmărit în timp știe că am zis eu cuvinte și mai ciudate. Presa face din căcaturi vedete. De aceea noi știm ce mașini conduc fotbaliștii, cu ce modele și-au mai pus-o, în ce cluburi o ard în mișcări lascive, câte liniuțe trag pe nas, câți steroizi au băgat în ei, da? Dar presa nu ne prezintă și cât de proști sunt ca jucători. Știm, presa ne prezintă genul ăla de viață pe care și-ar dori orice puștache de 13, 14 ani, 12, 11, 10 ani. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Fotbalist! Dar îți place să joci fotbal? Nu, dar vreau o mașină de aia mișto! Cu mare chivu! Da? Dar mai zi, de ce vrei să te faci fotbalist? Pentru că vreau să fiu celebr, să fiu cunoscut și toate modelele din România să vină să-mi facă niște treburi clare. Dom'le, dar fotbal nu vrei să joci, dar ce ei joacă? Nu joacă. Ei iau bani. Da? Și după aia ajungi și stai cu ideea, bă, ăștia ne fac de căcat în Europa. Nu ne fac pe noi, se fac pe ei de rahat. Eu personal nu mă uit la fotbal. Nu sunt de acord cu sportul ăsta, cel puțin în România. Este supraplătit, este suprafinanțat, inutil. Sunt sporturi în România care dau randament, echipa de națională de gimnastica naționalei. Zic bine, echipa de gimnastică, da, hai că o lasă așa, că nu știu. Echipa, nu știu care, de rugby stejarei, parcă, a câștigat a patra oară. Trofeul, nu știu care, dracu. E adevărat, la altă categorie. Nu ăia, mișto. Dar totuși există sporturi, există echipe în România care câștigă, care dau randament, care fac performanță. Mulțumesc că mă susțineți. Sunt sporturi care fac performanță. Nu, noi avem o echipă de bob care împrumută bobul de la alte echipe ca să poată participa la olimpiade. Avem echipă de patinaj viteză
care nu au, oamenii ăia din echipă, bani să-și cumpere patine. Avem o echipă de handball, roman, municipal. Bă, au plecat de pe poziție de câh. Au ajuns în primii 5, 4 chiar. Subfinanțați și acum. E adevărat, și acolo sunt alte măgării, la nivelul de sus, la, și la Federația Română de Fotbal, și la Federația Română de Handball. Și tuturor, la revedere, Iuliana, serviciu ușor și ție. Se învârt niște bani care nu ajung la jucători. Evident, n-am să arunc eu acum cu acuze, dar e logică, cine împarte, parte și face. Sunt sporturi în România care merită finanțate, dar nu sunt finanțate. Am numit doar câteva, șahiștii. Creierele, frate, de ce să finanțăm creierul când putem să finanțăm niște fotbaliști? Fotbal! Ultima chestie faină în fotbal românesc a fost Sevilla, când încă era portar Ducadam. De atunci încoace varză. A avut dreptate Hagi când a zis, bă, ar trebui să ne faceți statui în câțiva ani fotbalul românesc să luce pe cur la vale. Și a avut foarte mare dreptate. Deși eu, cu Machidonul, nu vedem chiar mereu. Poate văd eu simplist, înțelegeți? Dar în continuare spun, cum am zis și cu TVR-ul, bă, dacă ai o chestie care nu dă randament, închide-o! Nu mai finanța, că o finanțezi degeaba! E pierdere de bani! Bă, ai o chestie care nu dă randament. Eurovision, România a fost dat afară de la Eurovision cu succes. De ce? Că nu și-a plătit datoriile. Bun! România a fost dat afară, a ieșit, că a pierdut, dar campionatul ăsta european de fotbal. Bun, asta este valoarea lor. Nu îi mai finanțați data viitoare. Să-și plătească singuri ce au de plătit. Poate văd eu prea simplist, nu știu, că nu sunt analist sportiv, dar mi se pare o idioțenie crâncenă. Să ai o chestie care nu ți-aduce niciun ban și totuși pompezi în ea, frate, să fie acolo așa. Și peste toate îi și inviți pe ăia care dau cu piciorul minge pe la toate televiziunile, pe la toate emisiunile să spună cât de mult muncesc ei, cât de mult își bat ei capul pentru sportul românesc. Și pe urmă vine, unde ești? Vine presa din nou cu un titlu de genul Ucraina pierde și cu Polonia și pleacă în genunchi de la Euro 2016, spun cei de la ziare.com. Ba, așa ne bucurăm că a pierdut Ucraina și că pleacă în genunchi. Vasile, n-a trecut nici o săptămână de când noi am ieșit târâși, cu un fundiet așa de lărgit și au intrat în țară la 3 dimineața de frica suporterilor ai noștri, dar ne bucurăm. Ucraina pierde și pleacă în genunchi de la Euro 2016. Aia că am stat mai mult decât am stat noi. E adevărat, noi am făcut un egal, dacă înțeleg bine, ăștia au pierdut toate meciurile. Dar ăsta e titlul. Serios, titlul corect ar trebui să fie Ucraina ne face de tot rahatul. Deci au plecat cu o săptămână mai târziu decât noi. Au stat mai mult decât am stat noi. Iete titlul de presă. Naționalul Ucrainei părăsește campionatul european de fotbal în genunchi după 3 înfrângeri consecutive în grupa C. În ultima partidă de la Euro, ucrainienii s-au înclinat scor 0-1 în fața Poloniei. Eliminată de la turneul final după primele 2 partide, Ucrainei nu-i rămânea decât să-și spele onoarea în ultima reprezentație din Franța. Însă s-au întâlnit cu Polonia, etc. Rezultatul un meci destul de echilibrat. E timpul măcar ăștia au avut un meci echilibrat în care polonezii au avut inițiativă, iar ucrainienii au căutat golul care le putea salva onoarea. Ucraina-Polonia 0-1. Ghinion pentru ucrainieni. Nu merge bine Europa de Est, bag seamă, în materie de fotbal. În general, diminețile nu-mi plac. În general, diminețile nu-mi plac. De ce? Că te stai jos din pat. Când ți-e somnul mai dulce, când ți-e somnul mai fain, când visezi și tu că ești cu cineva, anume, într-o poziție, anume, într-o mișcare, anume, sună porcul ăla de ceas. Deșteptător. Și te deșteaptă. Și te trezește și te trezești. Și trebuie să vii la muncă. Da? Nu te duci să stai degeaba. Trebuie să vii la muncă. În general, nu-mi plac diminețile din cauza asta. Însă am intrat pe net și am văzut un titlu care mi-a dat așa un zâmbet pe figură. Nu mă întrebați de ce neapărat. O să vă explic eu cumva pe traseu.
S-a făcut un scenariu care a înfricoșat internetul, pe mine m-a amuzat teribil. Ce s-ar întâmpla dacă o bombă nucleară ar cădea peste București? Asta vine de la Libertatea. Da? .ro. Ce s-ar întâmpla dacă o bombă nucleară ar cădea peste București? Măi, oameni buni, eu v-am mai zis că eu detest orașul ăla din toată fibra mea. E ca un... Cum e Gotham-ul? Da? Numai Batman mai poate salva orașul ăla. Acolo s-au adunat toți. Și îmi pare rău că poate jicnesc pe unii care sunt bucureșteni și țin la orașul lor, cum țin și eu la Roman. Bă, da? Dar acolo s-au adunat toți, mă. Ce s-ar întâmpla dacă o bombă nucleară ar cădea peste București? Nu că ne doresc rău, dar probabil că aș lua o sticlă de vin și aș sta pe terasă, uitându-mă la ciupercă. Nu mă întrebați de ce. Nu-mi place orașul ăla. Super aglomerat, super. Plus că ce se află în București? Vă zic imediat. Guvernul. Guvernul e în București. Eu zic că merită. Pare rău. Merită, frate. O bombă nucleară, zic ăștia de la Libertatea, și acum brusc mi-a picat audiența că, na, în București în listă, brusc mi-a picat audiența pe Facebook. O bombă nucleară poate rade orașe întregi și poate chiar suprima viața de pe Terra. Au ajuns ăștia de la Libertatea la concluzia asta. Nu atât din cauza exploziei, cât din cauza norului toxic care ar urma. Un astfel de scenariu nu poate decât să sperie pe oricine. Totuși, pentru curioși, un site numit nuclearsecrecy.com folosește hărțile Google, m-am jucat și eu pe site-ul ăla, pentru a arăta cât de mari ar fi distrugerile în cazul în care mai multe tipuri de bombe ar cădea peste diverse orașe ale lumii. Pentru cei care sunt curioși ce efecte ar avea o bombă nucleară asupra orașului lor, pot alege și așa liniștitor joc, da? Cu ce te ocupi? Arunc bombe nucleare. Pe net. Pot alege numele orașului în cazul în care acesta nu este trecut, astfel, conform site-ului Nuclear Secrecy, o bombă teroristă de 100 de tone ar distruge de doar centrul capitalei României pe o rază de 30 de metri. Ăsta e gata! Cât au 100 de tone? Eu nu cunosc Bucureștiul foarte mult, dar îmi place că, uite, vezi, oamenii țin și la opinia asta. Da, merită, pe Parlament. Cât e, mă, 30 de metri? Bine, clădirea guvernului, da, e mărișoară și presupun că a fost gândită și inclusiv pentru să reziste în urma unui atac terorist de genul ăsta, da, în urma unei explozii atomice, nucleare, pe gheață. Dar asta de 100 de tone, 30 de metri rază, ar fi ok. Restul Bucureștiului ar rămâne, bine, adevărat, radiații, suflu, dar nimic de nerecuperat. Cine vă mai zis când a fost ăla cu buteliile lui, cu 8000 de butelii care explodau, au fost oameni pe net care i-au transmis mesaje? Bă, dacă mai făceai, mai țineai puțin, o jumătate de oră, o oră, ajungeai, dracu, la București în fața Parlamentului. Toți ne dorim chestia asta, nu știu de ce. Să-i bă, ia de acolo. Ci că țar bomba, 100 de megatone, cea mai mare bombă creată vreodată, și iar mă întreb, de ce Dumnezeu ar crea cineva o bombă de genul ăsta? Ar rade de pe suprafața pământului Bucureștiu, Târgoviște, Ploiești, Giurgiu și chiar Ruse. Într-o singur pârț. Și evident că mă întreb, de ce ar crea cineva o bombă de genul ăsta? Adică, frate, energie nucleară. Cam câte chestii s-ar putea face cu ea. Ca urmare, ce faci? Iei 100 de oameni de știință și faci o bombă. Așa, de ce nu? Mie îmi plac oamenii care doresc musai, dar vă spuneam că m-a amuzat scenariul, o bombă atomică pe București. Da? De ce oamenii, în loc să stea liniștiți și să își trăiască viețile normal, să aibă grijă de nevastă, de nevasta altuia, eu știu, da? De copiii lor sau ai altora, s-a mai întâmplat ceva în oraș. Ia să înceapă cu urgențile. A început omenirea să cadă pe stradă, știm, nu? Din cauza caniculei. În loc să trăiască oamenii liniștiți, să ajungă la adânci bătrânețe alături de familiile lor, preferă să facă armament.
Nu reușesc să pricep. Uite, în urma atacului de la Orlando de săptămâna trecută sau cu două săptămâni, de pe 12 iunie, pardon, știți, în Florida unde s-au măcelărit niște oameni, 50 de persoane rănite, 50 persoane ucise, 53 rănite. Ce s-a întâmplat în Statele Unite? Țară care trece printr-un val de ucideri de genul ăsta. Nu e o zi să nu se întâmple ceva cu armamentul. Ai crede? Mă, eu să am un câine turbat, nu m-aș duce la el. Chiar să fie al meu. Este? Ai o chestie de logică și de să vrei să trăiești. Când ai un urs lângă tine, nu-l bați cu bățul în cap. Când ai o nevastă care e nervoasă și e și la perioadă, nu o înjuri de mamă, de exemplu. De ce? Că îți smulge beregata. E chestie de vreau să trăiesc. Instinctul de supraviețuire. Nu și la americani. Vânzările de puști de asalt de tipul celei folosite în masacrul din Orlando au explodat în Statele Unite. Adică s-a mers pe ideea, bă, dacă ăla a avut așa ceva, musai trebuie să avem toți. Dacă ăla ne atacă, vorbeam cu un american. Știi care e faza? Nici nu poți să vorbești, mă, cu oamenii ăștia. Nu armele ucid, oamenii ucid. Armele stau. Da, domnule, am înțeles, dar un om care are o armă poate ucide pe cineva, un om care nu are o armă nu îl poate împușca pe ăla. A, poate folosi un cuțit. Ok, poate o periuță de dinți, o travă, îl strânge de gât. Ok, oamenii au instinct, au tâmpenia asta în ei să facă rău altora. Dar măcar nu le da posibilitatea. Da? Păi ăsta este punctul meu de vedere. Eu aș spune, reglementarea armamentului trebuie băgată clar, cel puțin pentru arme de asalt. Cum să-ți... Băi, se numește de asalt dintr-un motiv. Plecăm de la nume. O armă de asalt se numește de asalt pentru că ești la atac. Nu de apărare. E de atac. Deci ce au făcut ăștia? Mergând pe ideea, dacă răufăcătorii au arme și armele vor fi interzise la vânzare, atunci cum ne apărăm de ei? Nu o să vă vină să credeți, dar aveți o grămadă de forțe de ordine în Statele Unite. O grămadă. Garda Națională. Poliție. FBI-ul. Trupele SWAT. Nu, eu vreau să mă apăr singur. Așa că îmi cumpăr un tank. Preventiv. Vorbeam cu un american și am încercat să-l... Eu un punct de vedere, el are punctul lui de vedere, înțeleg. Că el mi-a spus, e normal să mă apăr. Omul, înțeleg. E foarte bine să te aperi. Trebuie să fii nebun să nu te aperi. Corect? Problema nu este asta. Problema este că, în general, atacurile de genul ăsta nu se întâmplă la tine acasă. Adică, ok, înțeleg ideea că îți cumperi armament greu ca să-ți protejezi casa. Eu vă provoc să căutați în arhive și să vedeți când a fost ultimul mass shooting în Statele Unite în casa cuiva. N-a fost. Nu s-a întâmplat încă așa ceva. Aceste mass shooting-uri se întâmplă în locuri publice unde nu te duci cu arma de asalt după tine ca să te aperi. Grădinițe, școli, liceu, un club, un teren de golf. Cine dracu se duce cu armamentul după el să joace golf? Deci, practic, toate armele pe care le cumperi tu ca să te protejezi nu te ajută cu absolut nimic. De ce? Că nu le târâi după tine! Le ții acasă! Nimeni, niciun atacator, niciun un terorist nu va intra călare pe tine în casă. De ce? Că ești singur tu și cu nevasta și nu-l ajută nici pe el cu nimic. Nu, intră într-un club unde omoară 50 de oameni, rănește 53 de oameni. Columbine, 11 studenți împușcați, plus ăia doi dobitoci care s-au sinucis. Au mers elevii cu armele după ei la școală să se apere? Nu! De ce? Că s-au dus la școală. Asta ar trebui să priceapă toată lumea, inclusiv că am auzit punctul ăsta de vedere și în România, m-a scos din minți. Frate, trebuie să te aperi, nu-i așa? Adică să ai arme după tine mereu. Băi, dar nu le ai după tine mereu, că nu poți să mergi cu pușca de asalt în spate, după tine prin oraș, ca să te aperi în eventualitatea în care cineva te atacă. Da? Deci nu te ajută cu nimic. Și totuși,
Drama petrecută pe 12 iunie în clubul de noapte Pulse din Orlando, când un american de origine afgană a ucis 50 de persoane și a rănit 53 cu ajutorul unei arme de asalt de tipul AR-15, pare să nu oprească apetitul americanilor pentru armele de foc. Tom Engel, proprietarul unui magazin online de arme și muniții, dezvăluie faptul că vânzările acestei tip de pușcă, AR-15, au crescut substanțial în săptămâna care a urmat atentatului. Ăsta a fost răspunsul americanilor. Are vreo noimă? Și în România se discută pe aceeași chestie. Foarte multe persoane le urmăresc și vorbesc de ce nu armele omoară, oamenii omoară. Da, domnule, am înțeles. Eu în continuare voi susține interzicerea vânzării de arme. De asalt, cel puțin. Nu sunt de acord. Îmi plac armele, îți dau o senzație faină. Dacă ar exista un poligon de tir în Roman, m-aș duce și aș trage, pentru că mi-a plăcut încă din armată să trag cu arma. Îmi plac armele, sunt frumoase. Ca mașinării. Îmi plac. Nu sunt de acord cu vânzarea lor în magazin, pentru orice dobitoc. De ce? Pentru că o cumpără orice dobitoc. Și de la ăla nu, e dobitoc, nu poți să te aștepți la cine știe ce. Da, vrei să-ți iei ia-ți un pistol cu gaze, ia-ți un pistol, ia-ți de la cu electroșocuri, ia-ți un pistol cu bile. Bă, vrei, se pare că ești buricul pământului și toată lumea vrea să-ți facă rău, angajează-ți un bodyguard. Da? Nu-ți lua o pușcă de asalt. Că n-ai ce face cu ea. Nu văd părinții cu pușca pe umăr, pe un oraș. Ce faci, tovarășii, ia ca ies la o plimbare? Păi și ce faci cu mitraliera după tine? Mă protejez, mă, că îmi permite statul. Băi, cum? Arme de asalt, de asalt. Da, armele nu omoară oameni. Oamenii omoară oameni. Cum spunea, mă, Chris Rock, mi-a plăcut foarte tare chestia asta. Dom'le, faceți armele să coste cât să... N-are importanță. În schimb, un glonț să coste $5,000. Un glonț, un cartuș, un tub. Da, cine și-ar permite să cumpere? Ce mișto ar fi așa. Mă întorc puțin la fotbal și la... Mă întorc puțin la fotbal, m-am săturat de vorbit de armament și oamenii să mă înjure că nu sunt de acord cu, bă, dar vreau să-mi protejez familia. Bă, protejează-ți familia făcându-i un viitor. Protejează-ți familia trimițându-ți copiii la școală. Și asta o spun eu, care am urât școala de la început. Și care în continuare consideră că școala în sine te limitează, în loc să te lase să te dezvolți. Trimite-i pe copiii la școală. Le asigur un viitor, adică îi protejezi la modul ăsta. Îi protejezi pentru momentul în care tu vei crăpa. Te asigur că, uite, cei care vin după tine, copiii tăi, vor avea un viitor. Pune un ban în bancă, fă-le un fond la copii, nu mult, 10 lei pe lună, pui de acolo, departe și când o să crăpi tu, o să dai colțul ortopopii și așa mai departe, o să aibă pe ce să pună mâna. La altceva decât corpul tău. Corect? Fă-le un viitor la modul ăsta. Așa îi protejezi, nu cumpărându-ți arme pe care să le ții în casă. Că n-are noimă. Nu armele ucid oameni, oamenii ucid oameni. Foarte adevărat, oamenii ucid bărbat neînarmat, iară. Vorbim și de America și de noi, Ciprian. Și de America și de noi. Mie mi se pare o idioțenie să bărbatul neînarmat... Da, știți că ne-au spart albanezii site-ul, ne-au spart. Mai am, mai am o grămadă chiar. 20. Poliția română s-a autosesizat după ce site-ul Federației Române de Fotbal a fost atacat de hacker marți după amiază, afișând un moto al suporterilor albanezi, steagul Albaniei și un video motivațional, spun oficiale din cadrul instituției. Nu e o noutate, s-a râs pe chestia asta destul, ne-au tras-o albanezii peste tot. Ne-au tras-o în teren, ne-au tras-o pe traseu, ne-au tras-o și pe net. S-a autosesizat poliția română și face cercetări. Poliția română face... Nu, te chinui, că se vede.
Poliția română face cercetări, da? Poliția română, vă zic eu acum, e inutil să face cercetări. E drapelul Albaniei. Adică... Gata? E chiar drapelul Albaniei, adică faceți cercetări degeaba. Dacă vreți cercetări, trimiteți un e-mail la nofax.al@inbox.com. Ghiși cine l-a spart? Cine l-a spart? Un albanez mic negru. Un albanez mic... Ce, mie îmi place chestia asta. Poliția română face cercetări. Vă zic, fără cercetări, da, site-ul a fost spart, se vede de ce, că e pe ecran. De cine? De un hacker albanez. Care fiind în Albania, prea puțin îi pasă că voi faceți cercetări. Dar e bine. Mă bucur că cei care s-au ocupat de site-urile instituțiilor din România au fost atât de buni. Băi, te uiți la filme de fiecare dată, știi să fie câte un de-asta cu ochelari, un nerd din un tocilar cu ochelari care spune site-ul meu este de nespart. 87 de firewall-uri, 58 de nu știu ce, de programe. Deci nu vezi în viața reală așa ceva. Deci site-ul Federației Române de Fotbal a fost spart. Dacă și ăla a fost hăcuit, n-am înțeles exact. L-au hăcuit. După ce ne-au spart pe teren, ne-au spart și pe net, frate. Dați că avem de unde. Poate tot un român de la Federația Română. Da, 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 un român de la Federația Română. Aia știu să joace fotbal și nici chestia aia nu fac ca lumea. Ce e să-și spargă singur site-ul? Mă lași, mă mir că aveau site. Federația Română de Fotbal. Stai că acum începe Ciprian, dar eram sigur că așa face omul ăsta. Vine Ciprian și încearcă să-mi explice inexplicabilul. Dom'le, eu sunt aici să râd, nu să dau explicații logice. Corect, ai voie să ții arme în casă în America, numai că problema este că patentatele, mă repet, nu se petrec la tine în casă, se petrec de obicei în locuri în care oamenii nu au arme la ei, gen club sau liceu. De aici și inutilitatea de a-ți cumpăra armament. Am explicat mai devreme. Da? După 10 de ani de căutări a fost identificată originea virusului HIV. Tan, tan, tan. Zice cam așa, o echipă de cercetători din cadrul Universității Oxford a realizat un studiu complex, publicat deja în revista Science Magazine, care susține că virusul HIV a apărut pentru prima dată în orașul, în zona orașului Kinshasa. Kinshasa. Capitala Republicii Democrate Congo. În jurul anilor 20. Se presupune că a apărut el așa deodată. Crede cineva chestia asta? Că boala asta a apărut așa deodată? Pur și simplu. Se presupune că virusul HIV a apărut pentru prima dată în capitala, în zona capitalei Republicii Democrate Congo. Până recent nu s-a știut care este originea exactă a agentului patogen și nici cum s-a răspândit acesta în rândul populației locale. Însă o echipă de cercetători a descifrat misterul, realizând un studiu complex pe care l-a publicat de curând în revista Science Magazine, v-am spus mai devreme. În urmă cu 80 de ani, capitala Congo era colonie belgiană și purta numele de Leopoldville. Cei aflați în căutarea unui trai mai bun veneau aici să facă bani sub orice formă, inclusiv prin practicarea comerțului cu sclavi sexuali. În timp, datorită dezvoltării industriei feroviare, această îndreticine a luat proporții, iar odată cu ea un nou virus s-a răspândit rapid în rândul celor care călătoreau în țările africane. Da? Răspândirea inegală la nivel global a celor două ramuri ale virus. Deci, da, băi, de acolo vine. A lor e vina. Da? A lor este vina. Sau a celor care au făcut experimente pe virusuri. Și poate să-mi zică mie oricine ce vrea. Da? Nu o să-mi spuneți mie că un virus apare așa. Nu cred. Nu un virus de genul ăsta. La fel ca și cu Ebola, la fel ca gripa aviară, gripa porcină și așa mai departe, voi crede în continuare că astea sunt experimente scăpate de sub control? Merg eu, dați-mi voie să fiu ăla nebunul care crede în teoria conspirației veșnic. Dacă natura vrea să ne termine, natura ne termina, frate, de mult. Nu cred că un virus poate apărea așa deodată. Așa.
Hai că vorbim de chestii, ceva. Mă întorc, Ciprian, nu intrăm în polemici acum, mi-ar plăcea să vorbesc cu tine pe chestia asta, dar nu pot să rămân numai la faza cu HIV-ul. E un punct de vedere. Ne întoarcem în România puțin. Mai țineți minte că aproape că nu e emisiune în care să nu mai iau puțin de CFR, nu că sunt eu ăla răutăcios, dar am motive. Vă povesteam că de la Carei până în Roman făceam 26 de ore cu trenul. Personal. Între timp, eu am făcut armata undeva în 96-97, parcă 97-98, pe undeva prin zona aia, nu mai știu exact. Între timp au trecut niște ani. Se presupune că industria feroviară a avansat, s-a dezvoltat, e mai deșteaptă. Nu. 24 de ore Arad-Mangalia în 2016, numai puțin de 8 ore întârziere. 8. Nu, spuneți-mi voi, în situația în care se laudă oamenii ăia cu trenurile vitezei, trenurile soarelui, trenurile morții, da? Că pleci copil și ajungi adult la destinație, care-i povestea cu prețurile? Lămuriți-mă! Știm cu toții că, bă, nu mecanicul de locomotivă e vinovat, că e calea ferată proastă. El merge săracul, încearcă să trăiască. Și nu doar el, dar să vă ține și pe voi în viață, că dacă ar merge cu 180 pe oră pe cum arată căile ferate, ați muri toți. Da? Deci el merge cât îi permite lui, cu viteza maximă pe care o permite calea ferată. Care știm cu toții calea ferată, vara se dilată. Chiar anul trecut pusesem pe Facebook chestia asta. Trenurile pot merge cu viteze reduse între 20 și 40 de kilometri la oră din cauza dilatării căii ferate. Am râs. Merg pe jos, frate, de ce să mai dau bani la CFR? Iar iarna, trenurile merg cu viteze reduse pentru că e iarnă. Și nu e așa? Se contractă și se așează, ghiciți ce? Zăpadă. E, între timp mă gândeam, băi, totuși au trecut niște ani, frate, nu se poate. Alte țări au făcut tunel subacvatic între două bucăți de continent și merg oamenii cu trenul cu viteze mari. Japonezii au scos un tren care poate fi invizibil pentru că nu vrea să strice aspectul peisajului. Chinezii, comuniștii ăia, de înjurăm toți, ateii ăia, nașpa, care ar trebui să dispară de pe fața pământului, se dezvoltă. Toate țările din lume se dezvoltă. Toate. Inventează, vin cu chestii noi. Bă, apă mai curată, mâncare mai sănătoasă, nu știu, prețuri mai mici, câștiguri mai mari. Bă, numai noi mergem în jos. Dacă nu stăm pe loc, mergem înapoi. Că nouă ne place chestia asta. Da? În 2016 faci o zi întreagă de la Arad la Mangalia. Păi, frate, scuză-mă, la ce Dumnezeu mai merg cu trenul, bre? Merg cu mașina, ne adunăm 5-6 prieteni și mergem cu mașina și ajungem mai repede. Cei circa 240 de pasageri ai trenului Interregio care circula pe Arad-Mangalia au ajuns la destinație după aproape 24 de ore cu o întârziere de 8 ore. Bine, cauzată de bușteni întârzierea căjuți pe șine din cauza unei furtuni și apoi de defectarea locomotivei. Trenul a plecat din Arad duminică, la ora 19:20, trebuia să ajungă în Mangalia luni, la 10:55. Înregistrare întârziere 500 de minute, întregi. Lămuriți. De ce? Pasagerii au primit apă în stația Fetești. A trebuit să le dea bani înapoi. Nu apă. Cele 8 ore de întârziere reprezintă un record pe acest an, în condițiile în care recordul de anul trecut aparține unui tren care a plecat din nordul țării către litoral și a ajuns cu 12 ore întârziere. Bun, m-au căzut niște bușteni. Am înțeles, au căzut niște bușteni, că asta este, n-a echipe operative care să verifice, nu există niște senzori, nu, dar e calea ferată pe care Avramiancu mergea, nu s-a schimbat nimic, la fel ca și la Eon,
se circulă și se rulează pe aceleași sisteme de acum 300 de ani. Mă mir că românii au preluat ideea cu asfaltul. Pe aia chiar au îmbunătățit-o. Asfaltul este cât mai prost ca să coste cât mai puțin, dar în acte să fie cât mai scumpe. Este un paradox, e o chestie la care românii sunt foarte buni. În acte, materialele costă fantastic de mult, realitatea este foarte ieftină. Da? Niște fonduri dispar, nu mă întrebați. Materialele sunt foarte ieftine, de proastă calitate, cele mai ieftine, cele mai de proastă calitate. Totuși mă mir că românii au preluat ideea asta, această fascinantă idee de asfalt. Da? Gândiți-vă că în urmă cu niște zeci de ani, hai să zic sute totuși, 100, 100 și ceva de ani, Bucureștiul încă era podit. Străzile din București, trotuarele din capitala, micul Paris, da? Capitala României, nu erau nici măcar pietruite, dar în bun spirit românesc le acopereau cu scânduri. Puneau scânduri, le podeau. Dedesubt era o cirlă. Scândurile alea putrezeau și se rupeau și intrai până la brâu într-un fel de îh. Da? Că așa a fost la noi. Alte țări în aceeași perioadă, dacă nu era, nu aveau străzile pietruite, aveau chiar mai bine decât pietruit. Cu șanțuri de scurgere a apei, cu canalizare. Noi ce am gândit? Bă, cea mai bună soluție este să le punem niște scânduri. Da? De aceea spun că mă mir, mă bucur că România a preluat această minunată idee, această revoluționară idee de asfalt. Asfalt? O folosim în sfârșit. Așa. Unde am ajuns? A, și la noi, zic, se folosește în continuare sistemul de la începuturi. Da, mă, uite, vezi, îmi place cum zice Ciprian. Problema e că populația distruge trenurile. Așa e, mă, populația e de vină că trenurile merg cu 20 de km pe oră. Este. Nu trebuie să dai nicio șansă CFR-ului. CFR-ul trebuie să devină competitivă atât din punct de vedere a prețurilor, cât și a calității condițiilor de călătorie. Nu trebuie să scazi de nicăieri nimic. Vrei să reziști pe piață? Fă, frate, condiții. Și cu asta basta. Crescute accize la transportul rutier. Deci, în continuare mergem pe ideea, nu vreau eu să devin mai bun, dar fac tot posibil, dacă se poate prin lege, pe ăilalți să devină mai proști. Ce tâmpenie asta? Sărăcia, așa, că vă spuneam de chestia asta, sărăcia a lovit în anul de creștere economică 2015, o treime dintre familiile românilor nu fac față cheltuielilor lunare. Nu e o noutate, o știm cu toții, fai de mine ce nu-mi place când pop-up-urile măsii. Veniturile nete sunt insuficiente pentru acoperirea costurilor vieții a peste 32% din gospodăriile populației. Cele mai multe familii aflate în această situație nu își permit asigurarea hranei zilnice sau achitarea facturilor la întreținere și se împrumută pentru a ieși la liman. Într-o știre paralelă, aha, se votează pensiile speciale, dacă nu s-au votat deja, a trecut prin vot, să ajungă la forul decizional proiectul ăla cu pensiile speciale pentru parlamentari, pentru personajele publice sau ce dracu or fi ele. Da? O treime dintre familiile din România nu reușesc să ajungă la sfârșitul lunii cu banii. Nu reușesc. De ce? Pentru că guvernul, de deștept ce e, a decis că o familie poate, un nene, un om, o familie, da, poate trăi cu 1000 de lei pe lună. Îi ajung. De ce? L-a și calculat. Un ou dimineața fiert două felii de pâine. Cât? Ca la armată. Aia atâta costă. Deci să nu îi lăsăm pe români să câștige mai mult de atât, că pe urmă să îngrașă și devin leneși. Da? Așa că banii pe care ar trebui să-i mai ia și populația, se duc către aleșii locali.
care nu erau destul de grași. De acum urmează să se îngrașe și mai mult. Da? Copreședintele Alina Gheorghiu și Alina Gorghiu și vine cu o explicație din care sincer n-am înțeles nimic, dar vă citesc că poate pricepeți voi ceva. Tantea asta, Alina Gorghiu, a precizat ieri că votul dat de liberali în ședința de plen a Senatului în favoarea proiectului legii pensiilor speciale ale aleșilor locale a fost determinat de faptul că în raportul comisiei se menționa că guvernul a anunțat pentru secretar de stat din Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație că susține proiectul. Și am stat și am citit chestia asta și am zis, băi, trebuie să fiu prost ca noaptea, frate. De n-am înțeles nimic din ce a zis femeia asta. Deci, la bază e că i s-a spus să susțină proiectul ăsta. Nu că ce a vrut ea, ce a decis, ce a gândit ea. I s-a spus și ei de mai sus. Are vreun lui? N-are niciun noi, mă, frate. Citiți chestia asta de pe ziare.com. Alina Gorghiu zice de ce anume a fost ea de acord. Că de aia. O treime din familiile din România mor de foame. Moare treimea. Nu reușit să ajungă la final de lună cu banii. Pensiile speciale ar fi la vreo 5.000 de lei pe cap de prost. E niște. Cine-i prostul? Hai că închei, da? Am ajuns la finalul, finalul, finalul. Doamnelor și domnilor, și astăzi vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc pentru că am discutat și pe Facebook și rămâne să ne vedem mâine la altă ediție a 24 de titluri. Poate între timp mai facem și niște live-uri din mașină, să fiți și voi cât mai mulți alături de noi. Rămâne să ne vedem. Până data viitoare, ca de fiecare dată, toate bune!